Școala din Frăsineț se reabilitează pe bani de la guvern. În cadrul unui ambițios proiect de reabilitare energetică, finanțat integral de Guvernul României prin programul Anghel Salini, școala gimnazială Frăsineț se pregătește să își schimbe fața. Evaluat la aproximativ 1,2 milioane de lei și cu o durată de execuție de 12 luni, acest proiect are scopul de a aduce școlile din mediul rural la standardele orașelor. Primarul comunei Frăsineț, Adrian Ghimiș, spune că lucrările se vor finaliza în jumătate de an. Am un proiect la școală. Avem un proiect, două proiecte, practic. Unul de dotare școală, cu tot la fel cu calculatoare și cu tot ce trebuie, iar altul, care este mai mare și consider eu că era necesar să-l face și școala de la Frăsineț, este eficientizarea energetică a școlii. Adică se izolează pereții, să facem încălzire centrală, că la școală mergem deocamdată, facem încălzirea prin sobe. Sper ca până în toamnă sau iarna următoare să avem și în această școală încălzire cu unii calorifere. Acest proiect este finanțat prin Ministerul Dezvoltării Anghel Salini, prin așa, iar are o valoare de 1.205.000 plus TVA. În acest proiect se vor lua la mână și pereții, se izolează, instalații electrice schimbate, geamuri, uși, se izolează practic și plus centrală termică cu calorifere. În clasă renunțăm la sobe. În acest proiect ce nu am eu și era de mare importanță din punctul meu de vedere era și acoperișul. Trebuia schimbat, dar cred că îl schimbăm pe banii primăriei și acoperișul ca să aducem școala la un nivel, cum să spun, de oraș. Să aibă și copiii noștri condiții, cum au cei de la oraș, școlile civilizate și aranjate. Proiectul trebuie să-l realizăm în 12 luni. Eu le promit că în 6 luni e finalizat proiectul. Și copiii poate să intre într-o școală nouă, să zic eu, că așa o să arate școala. În 6 luni maxim. Am stat de vorbă constructorul și mi-a garantat că în 6 luni termină lucrarea. În relația mea cu directorul școlii, cu profesorii care activează la noi la școală, am o relație, consider, foarte bună. O relație foarte bună în sensul că profesorii sunt calificați, sunt mulțumit de tot ceea ce fac la școală. Mai vin părinții și îmi spun, de exemplu, săptămâna trecută am avut o discuție cu cetățenii și erau foarte mulțumiți de engleză, pentru că la nivel de țară nu prea sunt profesori calificați și erau foarte mulțumiți de profesorul de engleză. Am profesori calificați pe toate materiile, pe care au numai vorbe frumoase, iar relația mea cu directorul școlii este o relație foarte bună, că așa e și normal și firesc să fie. Cu toate că mai avem și discuții contradictorii, că așa e peste tot, dar important este că ajungem la același numitor și găsim soluția cea mai bună în favoarea copiilor, a elevilor. Chiar am avut o discuție când am prins în buget de contarea navetei, banilor pe navetă la profesori, iar la sfârșitul anului 2023 m-am achitat și de profesor cu banii de navetă, pentru că mai auzeam așa discuții pe tema asta. Și în rest, nu avem nicio problemă, punem mâna toți să facem treabă, să meargă școala bine, să fim și un exemplu pentru județul Telorman și profesorii și elevii, că ăsta este interesul și al meu ca primar. De cealaltă parte, directorul unității de învățământ din comuna Frăsineț, Oprea Șuță, s-a arătat încântat de lucrări și spune că erau necesare. Am reușit să facem o serie de lucruri foarte, foarte bune, atât pentru copii și cât și pentru cadrele didactice. Am reușit să împrumutăm curtea școlii, să punem băncuțe atât la locul de joacă și la școala gimnazială. Am reușit să, după o perioadă destul de lungă, să facem toalete la grădiniță, un lucru care a fost apreciat de atât de părinți cât și de doamnele educatoare. Am reușit să facem alei pe care ne putem deplasa de la o școală la cealaltă și acum urmează un program privind eficiența
eficientizarea energetică. Începând cu data de 9-10, noi trebuie să eliberăm localul, am găsit locația în care să ne mutăm, să ne trebuiască o aprobare a Consiliului de Administrație, pe care o vom înainta Inspectoratului Școlar, în legătură cu locația, cu orarul, transportul elevilor și ce probleme vor mai avea. Spațiile sunt destul de călduroase, spațioase și sper să nu fie probleme. Vor dispărea stobele, vom avea încălzire centrală, cum avem și la școala cealaltă, și în același timp se vor schimba toate termopanele, toate ușile, școala va fi izolată termic, plus acoperișul, am înțeles, mai trebuie niște demersuri făcute. Urmează apoi iar un program de dotare a școlii cu mobilier nou,